A doua ediție a cursului internațional de chirurgie artroscopică a reunit peste 60 de medici rezidenți și aproape 20 de speakeri internaționali, dar și din România. Tematica evenimentului a abordat trei teme de mare importanță din domeniul patologiei genunchiului. Acestea au fost discutate și în urmă cu puțin timp la Congresul European al Societății Europene de Chirurgie Artroscopică de la Barcelona. Leziunile osteocondrale, adică acele leziuni ale cartilajului și ale suprafețelor osoase care duc după aceea la procese de artroză și necesită intervenții radicale de genul atoplastiilor. Patologia ligamentului încrucișat anterior este unul dintre ligamentele cele mai importante care asigură stabilizarea genunchiului și apar deseori rupturi al acestui ligament, în special la atleții de elită. Și al treilea punct legat de partea de leziunile meniscale, acel iner fibrocartilaginos care absorbe șocurile de la nivelul articulației genunchiului și a cărui lipsă duce de asemenea la degenerări ale cartilajului articular. Președintele Societății Române de Ortopedie, care este și profesor la UMF Timișoara, a fost și el prezent la eveniment unde a menționat faptul că există o strânsă colaborare cu UMF Târgu Mureș, atât pe partea de linie universitară, cât și pe linie de clinici. Acest curs vine în ajutorul rezidenților care fac schimburi de experiență în cele două mari centre medicale programul de la Târgu Mureș este unul din programele care ajută tinerii și nu numai tinerii colegi să rămână în actualitate, să învețe, să trateze actual, să învețe, să ușureze suferința pacienților și, bineînțeles, să putem și noi, să spunem ca și ceilalți din Europa, că avem tot ce ne trebuie și facem tot ce trebuie ca pacienții noștri să fie bine. Profesorul dr. Nica Andrei, consilier al Autorității Naționale de Transplant și responsabilul băncii de țesut a Spitalului Clinic Colentina din București, prezent la manifestare, a vorbit despre importanța dezvoltării transplantului de țesut tisular, pentru realizarea căruia este necesară prezența unei bănci de țesut, care e posibil să fie finalizată în acest an. La nivel de minister s-au depus deja caietele de sarcini, așteptând acum să, ca ministerul să meargă mai departe și să Pornim odată pentru totdeauna această licitație și să sperăm că la această licitație se vor prezenta companii care să poată să realizeze și împreună cu ei să finalizăm acest proiect. Cei prezenți la conferință au avut ocazia să asculte ultimele noutăți în materie de transplant celular. Vorbim aici despre celule STEM, tocmai din experiența specialiștilor de la Universitatea din Bolonia. My talk was was about the main evidence in the literature and the, our experience on this kind of advancement in the in the regenerative techniques for for especially for the knee for the cartilage. We do a lot of research on cartilage treatment. We use biomaterials or stem cells or combination of them. Academia Europeană de Chirurgie Artroscopică a decis că anul viitor, în perioada 17-20 mai, a treia ediție a acestui curs să fie inclusă în programul educațional al societății europene și să se desfășoare sub patronajul acestei Academii.